Bună seara, Gardoș. Și o singură întrebare am. De câte ori ai urcat la volan sub influența alcoolului sau fără permis? Niciodată, dar am avut odată permisul suspendat, am avut, dar n-am condus. Dar ai avut așa o chestie, adică o mică indulgență ca să urci, o tentație ai avut? Nu, pentru că mi s-a părut riscul prea mare. Până la urmă, mai ales în perioada asta avem atâtea opțiuni, ride sharing, taxi, adică nu, e simplu. Nu acum, e că înainte, când aveai 18, 19, 20 de ani, o hârstă aceea care spune, a, mie nu mi se poate întâmpla. Tentația mai avut, da. Când asta zic. Și nu te-ai urcat, nu? Din fericire, nu. Cum este să îți îți riște libertatea pentru o idioțenie? Acum e un subiect mai delicat, n-aș vrea să-l comentez neapărat. Inconștiență. Mi-e, de nostru grup, mi-e și coleg la Fanatic. Știu. Pare rău cumva pentru el, dar așa e în viață. Când greșești, plătești. Greșelile trebuie plătite. Dar știi că totuși era cunoscut între voi că se urcă beat și fără permis. Ai învățat odată să nu mai fac acest lucru? Eu nu știam, sincer să fiu, eu nu știam că am probleme înainte. Am aflat de la colegi. 4 ori. Da, am aflat de la colegii din studio, de fapt. Și, da, e clar că a riscat. Ce să facem? Mersi. Plăcere.